În lumea financiară, înțelegerea termenilor e esențială. Însă ministerul e aici ca să-ți explice tot ce ai nevoie atunci când vine vorba de titlurile de stat. Titlul de stat e un instrument financiar sigur și cu o dobândă competitivă emis de către stat. Se mai numește și obligațiune de stat și funcționează foarte simplu. Tu împrumuți statul cu bani, iar el e obligat să ți-i returneze cu tot cu dobândă aferentă în momentul în care acest împrumut ajunge la scadență. Emisiunea. Emisiunea reprezintă punerea efectivă în circulație a titlurilor de stat. Fiecare emisiune are specificațiile ei și diferă prin dobândă și scadență. Mai multe detalii în fiecare prospect de emisiune. Prospectul de emisiune. Prospectul de emisiune este documentul oficial lansat de Ministerul Finanțelor în care poți găsi toate detaliile emisiunii în cauză. Este disponibil pentru fiecare emisiune, Tezaur și Fidelis și se regăsește pe site-ul mefinanțe.gov.ro. Dobânda. Dobânda este câștigul aferent titlurilor achiziționate. Se calculează anual și este neimpozabil pentru toate tipurile de titluri de stat. În cazul unei scadențe multianuale, dobânda rămâne aceeași și se calculează la suma depusă inițial. Scadența. Scadența este la data la care împrumutul ajunge la maturitate. Reprezintă momentul în care primești banii înapoi, la care se adaugă dobânda acumulată, total neimpozabilă. Plafonul minim. Plafonul minim este suma minimă cu care poți achiziționa titluri de stat. În cazul Tezaur, ea este de 1 leu. În cazul Fidelis, ea este de 5.000 de lei sau 1.000 de euro, cu excepția programului Fidelis Sânge de Investitor, unde este de 500 de lei. Perioada de subscriere. Perioada de subscriere este perioada calendaristică în care poți achiziționa titluri de stat Tezaur și Fidelis. Este diferită în funcție de emisiune și se încheie cu una sau două zile înainte de emiterea titlurilor de stat. Prețul de emisiune. Prețul de emisiune este valoarea nominală a titlului de stat. În cazul Tezaur, valoarea nominală al unui titlu este de 1 leu. În cazul Fidelis, ea este de 100 de lei sau 100 de euro. Sperăm că am fost cât se poate de clari și că acum știi mai bine ce e cu titlurile de stat. Fie că vrei să investești sau să economisești, o faci ușor cu titlurile de stat emise de Ministerul Finanțelor.